Deși suntem în plină criză economică, oamenii găsesc bani și pentru a vizita muzeul din orașul nostru. Acest lucru îl arată bilanțul instituției culturale pe anul 2009. Astfel, Muzeul Țării Făgărașului a înregistrat un număr record de turiști și, bineînțeles, un număr record de încasări. Muzeul Țării Făgărașului a înregistrat un număr record de vizitatori, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Potrivit directorului Gheorghe Dragotă, în anul care tocmai s-a încheiat, 23.000 de turiști au trecut pragul acestei instituții, cu 5.000 de vizitatori mai mulți față de anul 2008. În aceste condiții au crescut simțitor și încasările. Suma de 75.000 de lei a intrat anul trecut în bugetul muzeului. Muzeul Țării Făgărașului a încheiat anul cu un bilanț pozitiv, dacă putem să-l numim așa. În ce sens? În sensul că, dacă ne să ne raportăm la trei indicatori, și anume număr de turiști, venituri proprii și economiile la buget, în acest sens am avut într-adevăr performanțe și am atins apogeul performanțelor. Un rol important l-a avut și campania Cetatea Mândria Făgărașului, realizată de Televiziunea Făgăraș. Reporterii televiziunii au încercat pe parcursul mai multor săptămâni să prezinte locurile din cetate mai puțin cunoscute de făgărășeni și de turiști. Mulțumim pe această cale televiziunii Antena 1, adică respectiv Televiziunea Făgăraș, care în mai multe rânduri au realizat mai multe campanii de promovare a cetății și implicit a muzeului, care de bună seamă că au avut eco. Unii dintre turiștii care veneau chiar ne-au spus că au urmărit anumite emisiuni și prin televiziunile Antena 1 la nivel național și Antena 1 Făgăraș, respectiv Televiziunea Făgăraș. Deși cifrele sunt mulțumitoare, sunt monumente în județul nostru care întrec cu brio cetatea Făgărașului din acest punct de vedere. De exemplu, cetatea Râșnovului, un edificiu situat într-un oraș mult mai mic, are anual un număr impresionant de vizitatori. Aceasta poate pentru că este promovată mai mult sau pentru că autoritățile de acolo se implică mai mult în dezvoltarea turismului. Totuși există și pentru cetatea Făgărașului o speranță, speranța că într-o zi va fi reabilitată, iar turiștii vor putea să viziteze în întregime acest edificiu.